Proiectul a luat original naștere în Cehia. A fost din pasiunea câțiva oameni care au vrut să schimbe ceva, să facă ceva altfel și ei la rândul lor ne-au inspirat și pe noi, pe restul partenerilor care sunt implicați în proiect. Proiectul InnoSchool își propune să dezvolte niște competențe în rândul tinerilor, mai exact în rândul elevilor de liceu. Niște competențe de antreprenoriat social. Chiar dacă conceptul ăsta de antreprenoriat social e destul de vechi, el este oarecum mai puțin cunoscut și utilizat în țara noastră și presupune dezvoltarea unui business sau unei afaceri din care să te întreții pe tine și pe familia ta și în același timp să-ți sprijini și comunitatea. Să vezi ce nevoi sociale are comunitatea ta, cu ce se confruntă ea și prin munca ta să ajungi și pe cei din jurul tău. Modalitatea prin care InnoSchool vrea să dezvolte aceste competențe și abilități la tinerii din liceu, în special clasele a 10-a, 11-a, este prin propunerea unei noi pedagogii, una inovativă. Și de ce inovativă? Pentru că combină atât predarea clasică care se întâmplă cu profesorul în clasă, cu ceva nou și inovativ, adică un serious game, un joc educațional online. Toată informația, tot ce trebuie să știe ei despre antreprenoriat social, despre nevoi sociale, despre cum să-ți dezvolți un business, totul se ia prin intermediul jocului, jucând efectiv acest joc de tip serious game. În același timp, profesorul nu este negat, nu este dat deoparte. Îi mentorul tău, dacă vrei să zici așa. Și asta mi se pare o chestie foarte faină și inovativă, nu atât prin joc, ci și prin rolul acesta nou pe care îl atribuie cadrelor didactice.